Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gașpar Bună Gheorghi, ziua, părinți, bună la ziua, copii, sunt Mirela Retegan și împreună cu Gașpar suntem la o nouă ediție a Antrenorul părinților. Ce duminică frumoasă! Da. Și ce emisiune grea ne așteaptă. Fug de subiectul ăsta de când am început să facem emisiunile împreună, pentru că mi se pare un subiect greu de. Abordat într-un fel în care să nu fie și dureros. Să vorbim despre depresie și despre depresia copiilor și despre depresia părinților, mi se pare foarte dureros, dar în același timp sunt foarte multe cereri pe care le primim de la ascultătorii noștri și care vor să audă o discuție normală despre acest subiect. Ce e depresia, Gaspar? Sunt multe definiții, Mirela. Din punctul meu de vedere, e o stare: o stare de tristețe, de supărare, de neputință, de neajutorare. Aș putea spune că e un mod de a privi spre noi înșine și spre ceilalți cu această credință că ceva lipsește. Lipsește ceva din mine, motiv pentru care nu mă simt întreg, lipsește ceva din ceilalți, din lumea din care fac parte, motiv pentru care nu mă pot bucura cu adevărat de viață, de relații, de viitor. Depresia e genul de stare care ne condamnă să trăim în trecut să ne gândim la ce a fost frumos și nu mai e și devenim ușor uh, extrem de preocupați de acest frumos pe care nu-l mai vedem în prezent, dar e și o stare care ne condamnă, ne determină să ne judecăm, și să ne condamnăm noi pe noi pentru ceva greșit ce poate am făcut în trecut. Oamenii care se confruntă cu stările de depresie au o dificultate în a trăi în momentul prezent și atunci se refugiază undeva într-un trecut. Sunt mai multe forme de depresie. Depresie? Există. Psihologia clinică vorbește de diferite forme de depresie. Avem depresiile sezoniere, care apar primăvara, toamna, iarna și perioada asta de Eu timp. Le e astenii, de, de, exemplu. E, mai, e mai de, mult decât o astenie? E, e o stare de nu-mi găsesc locul, sunt iritat, mă deranjează. Acum, din fericire, mai avem soare, dar lucrurile se pot schimba și în momentul în care nu mai e soarele suficient de prezent, astenia devine destul de înțepătoare după care avem episoadele depresive, care durează o perioadă mai lungă de timp, avem depresia majoră, care poate dura undeva în jur de 2 ani, sau minim 2 ani, avem tulburarea bipolară, acolo unde mintea umană se află constant în acest dans între manie și deprimare, avem depresia postpartum, avem doliul sau jalea, pe care le trăim în momentul în care pierdem pe cineva și e și asta o formă de depresie. Putea spune că face parte depresia din viața noastră, de zi cu zi, și de asemenea e de punctat că, la nivel mondial, Mirela, depresia este cea mai des întâlnită problemă de sănătate mentală, și în rândul adulților, și în rândul copiilor. Cum ajunge un copil în depresie? Sunt diferite drumuri care duc spre depresie. Ar putea să fie un copil care e abuzat. La școală, de exemplu, de colegi, de profesori, vorbim foarte des de acest fenomen de bullying. Atunci când cineva nu se simte în siguranță în cercul de prieteni, în pauze, în timpul orelor, a trăi o astfel de experiență de pericol o perioadă lungă de timp poate duce la o stare de depresie de asemenea atunci când copilul are dificultăți de învățare, atunci când părinții pun o foarte mare presiune pe rezultate, pe note, pe școală, atunci când agenda copilului este extrem de încărcată și după școală are meditații, are cursuri de X feluri și așa mai departe, ajungem la depresie, Mirel, atunci când avem sentimentul de pierdere, atunci când ceva nu mai face parte din viața noastră, dacă îmi pierd respectul de sine, dacă îmi pierd Timpul liber, dacă îmi pierd posibilitatea de a mă relaxa, de a mă odihni, de a dacă mă bucura iubire. de viață, dacă îmi pierd iubirea, apropo de adolescență sau apropo de, de vârsta adultă, dacă îmi pierd familia, vorbim în prezent destul de relaxat și mult mai deschiși la minte apropo de despărțirile părinților și apropo de divorț. Dar divorțul e un factor care poate determina multă tristețe, multă durere, e un doliu după fiecare. Despărțirea părinților. Sunt oameni și oameni care pot să intre în depresie pentru că își pierd confortul. Sigur că da, pierderea jobului, pierderea bunăstării financiare, faptul că ne-am pierdut casa, faptul că ne-am pierdut banii din vari motive, orice pierdere poate determina o stare depresivă. Hai să ne întoarcem la depresia copiilor și o să vorbim după pauză mai mult despre adulți. adulți. Există și în cazul bebelușilor o formă de depresie? Ar putea exista o formă de tristețe, mai ales atunci când bebelușii se nasc în familii în care nu există conectare emoțională cu părinții. Atunci când, de exemplu, părinții suferă fie mama de depresie postpartum, fie tata de o altă formă de depresie, baby blue, se spune în literatura de specialitate, sau dacă părinții sunt mult prea preocupați cu alte aspecte ale vieții și nu au timp pentru a lua copilașul în brațe, pentru a se juca cu el, pentru a privi cu mult drag și cu multă iubire, asta poate duce la un soi de deprimare, la un soi de tristețe, ceea ce conturează la un moment dat un atașament de tip E un alt termen de specialitate pe care psihologii îl folosesc. Cum își poate da seama un părinte că are un copil depresiv? Se schimbă destul de mult starea noastră emoțională atunci când ne confruntăm cu depresia, Mirela. S-ar putea să fie un copil care nu vrea să se mai joace, s-ar putea să fie un copilaj care nu a mai zâmbit de mult, s-ar putea să fie un copilaj care doarme prea mult sau doarme prea puțin să refuze anumite alimente, să nu își mai dorească să iasă cu prietenii, să se întâlnească cu familia, să se refugieze în online, o strategie pe care din păcate mulți copii și adolescenți o folosesc pentru că nu știu cum altfel să-și gestioneze durerea și suferința. Oricum observăm că nu mai e același copil pe care îl știm. Există și cealaltă extremă însă și merită să fim atenți la asta. Copilul pare mult mai dezinhibat mult prea vesel, mult prea euforic, mult prea energic, mult prea glumeț. E extrem de plin de energie, de dinamism, nu se odihnește. E cealaltă extremă, cealaltă față ascunsă a depresiei, despre care destul de rar vorbim. Deci n-am crezut că există așa ceva, m-aș fi suspectat de mult. Dacă... Sunt atât de mulți oamenii, Mirela, care își pun o mască pe față, și care astfel ascund durerea și suferința care e acolo, și care doare, care. Um, Și deși ei suferă foarte tare în interior uh, joacă rolul fericitului sigur, în societate? Sigur, pentru că ei cumva asta au învățat în copilărie în adolescență, undeva pe parcursul vieții, că nu avem timp pentru a fi pot depresivi. Pot să fie copii care să fie uh, să pară foarte bine numai pentru că nu au încredere că părinții ar putea să înțeleagă ce sigur, se întâmplă cu sigur, ei? Sigur, sau că nu i-ar putea accepta societatea, grupul de prieteni, profesorii dacă ei s plânge pentru că vedem problemele de sănătate mentală ca niște slăbiciuni. Pe când problemele de sănătate mentală, indiferent că ne referim la copii sau la adulți, arată doar disfuncționalitatea comunității și a societății în care trăim. Depresia, așa cum am spus și într-o ediție trecută, este o problemă a familiei, a comunității, a societății, nu doar a unei singure persoane care produce simptomatologia depresivă. Orice tristețe este depresie? Nu. Tristețea este o emoție care este firească și normală. Depresia se referă mai degrabă la o stare, o perioadă de tristețe îndelungată. Cât, cât ar trebui să... De unde să ne îngrijorăm dacă suntem triști? Mie mi se întâmplă să fiu tristă. E adevărat, la mine nu merg pe ore tristețea, că de regulă foarte rar mi se întâmplă să fiu tristă uh, la nivelul zilelor. Dar de unde... Pot să calculez că tristețea asta nu mai e doar o simplă tristețe. În momentul în care, din cele șapte zile ale săptămânii, în cinci dintre ele, simt cumva că viața nu are sens. Ok. Atunci când refuz tot mai multe activități care în trecut îmi făceau plăcere. Atunci când îmi dau seama că nimic nu mă mai mulțumește, atunci când refuz să fac mișcare, atunci când. Mănânc foarte mult. Bag în gură mai multă mâncare decât corpul meu ar nu avea nevoie să pat. primească. Exact, exact. Într-una, chiar dacă somnul nu mă mai odihnește, ci din potrivă. Și merită să, să ne întrebăm care o fi sursa sau cauza acestor dificultăți, pentru că uneori poate fi vorba de o despărțire și atunci această stare depresivă e mai mult decât firească și normală. Alteori poate fi vorba de faptul că ne-am certat cu cineva și nu mai găsim modalitatea prin care să reparăm acele daune relaționale și asta iar duce la o stare de depresie. Însă dacă vedem că nu avem niște explicații foarte concrete, dacă ne dăm seama că nu s-a schimbat în mod radical viața noastră, acolo merită să vedem dacă nu cumva într-adevăr e o depresie care nu are legătură nici cu despărțirea, nici cu doliu, nici cu jalea și acolo lucrurile se complică dacă nu facem ceva pentru că avem tendința de a neobișnui cu depresia. E la fel ca și durerea de dinți. Dacă ți este teamă să mergi la stomatolog, la un moment dat te obișnuiești cu acea Ei durere anal și asta va una. fi normalitatea ta. Ei mm -hmm. medicamente, consume alcool, îți distrage atenția până în momentul are, în care îți îmbolnăvești legătură, corpul. Are legătură depresia cu lenea? Nu are nicio legătură cu lenea în sine. Uh, depresia... că, în general, oamenii uh, inactivi Pot fi suspectați că sunt fie leneși, fie depresivi. E, e elementul acesta comun și anume o persoană cu depresie nu are atât de multă energie în corp pentru că și energia de este face consumată lucruri. de gândurile negre, însă lenea din punctul meu de vedere, Mirela, e ceva ce ar fi bine să avem cu toții în viața noastră și noi doi în special avem nevoie să facem loc momentelor de lene pentru că altfel intrăm în burnout. O să îmi pun Altfel dorința e, de anul ăsta de Anul viitor, pe 2023, <laughs> să fie... Să fiu mai lene așa puțin, Da, da, da. Avem nevoie de asta. Așa cum avem nevoie să ne permitem stările de melancolie eu sunt genul de persoană melancolică, care atunci când vine toamna și frunzele cad mi se pare trist, mi-e milă de frunze, atunci când păsările călătoare se duc înapoi în țările lor de am mie, un sentiment se de pierdere de vezi cum ne raportăm da, diferit? mi se pare atât de frumos să văd ploaia de frunze și sunt recunoscătoare că am trăit încă un anotimp da. și că din nou o să văd uh, cum natura își urmează cu și uh, doresc să mă trezesc la primăvară în viață și să uh -huh. văd din nou cum natura renaște și mă bucur pentru păsările călătoare care au puterea <laughs> să zboare atâtea continente. Deci serios! Da, da. Deci nu are, revenind la, la întrebare, nu are nicio treabă, lenea cu to depresia. Tu ai avut vreodată uh, probleme în zona depresiei. Eu aș îndreznea spune că fondul meu e unul depresiv, această vibrație ceva? joasă, această okay. energie joasă despre care noi doi vorbim denotă o stare de melancolie. Uh, pentru mine viața e cumva dulce, amară. Și, și fondul meu cum e, Gașpar? Fondul tău, am putea spune că e mult mai dinamic, e mult mai uh, energic. Uh, dar, așa cum am spus, ar putea să mascheze și acest dinamism. Dar tu știi că nu maschează, că ne cunoaștem suficient de bine. Așa este. <laughs> Eu nu am avut niciodată un diagnostic de depresie, dar am trecut printr-o tristețe foarte mare la plecarea tatălui meu, pe care n-am știut să o gestionez. O prietenă foarte bună, medic, mi-a spus că din punctul ei de vedere ceea ce s-a întâmplat cu mine atunci crede că a fost o depresie. Nu știu dacă a fost o depresie, dar am avut un episod de tristețe foarte, foarte puternic. Și e firesc, doliu vine cu tristețe multă. Da, am pus-o pe seama doliului, uh, iar de acolo încoace am momente în care îmi dau voie să fiu tristă și uh, eu, eu mă manifest foarte ușor uh -huh. și foarte repede. Dacă sunt martora unui episod uh, în care oamenii suferă și uh, sunt acolo empatică, eu pot să, -mi, uh, uh, să recunosc tristețea lor și să uh, o manifest. Doar că nu stau foarte mult în stările astea, trec mai departe, și probabil că asta m-a ajutat și m-a da, salvat. Da. Și cred că merită merită să vedem mirela tristețea și melancolia, și ca un apus al soarelui, uh -huh. așa cum apune soarele în fiecare zi. La fel, avem cu toții momente, fie într-o zi, fie într-o săptămână. Eu, fie eu îmi dau voie să mă duc jos în momentul în care simt că nu am energie. Mă întreabă foarte multă lume, tu cum faci? Cum reușești? Eu nu sunt tot timpul cu bateriile încărcate 100%. Uneori chiar le dau voie să se descarce și am zile în care nu fac nimic, în care nu am nicio miză, în care pur și simplu pot să, pot să te întâlnești cu mine în muzeul satului plimbându mă singură printre case, fără să mă gândesc la nimeni și la nimic. Pentru că n-am chef să mă gândesc la nimeni și la nimic. Probabil faptul că uh, reușesc să-mi gestionez stările astea. Nu mă lasă să mă duc prea mult într-o anumită direcție? Putem să controlăm în vreun fel? Putem avea niște strategii prin care să învățăm să facem față depresiei? Eu tot ce am făcut am făcut intuitiv, pur și simplu. În momentul în care simt că nu mai pot, îmi iau o pauză. Mai a fost foarte drăguță la un moment dat și mi-a zis, mama, tu la o lună jumate trebuie să pleci undeva ca să-ți amintești ce mult îți place ceea ce faci mm. și ce viață frumoasă ai, pentru că altfel riști să te duci într-o altă zonă. Dar există posibilitatea ca un specialist să ne învețe cum să gestionăm momentele astea în care suntem pe muchie de cuțit? Sigur că da. E literatura de specialitate foarte bogată și există diferite metode, diferite forme de psihoterapie pe care oamenii le pot aplica. E, sunt și metode care vin din partea spirituală, metode care vin din partea somatică a științei, să faci ceva cu corpul tău, să-ți pui corpul în mișcare, să desenezi, să pictezi, să-ți folosești imaginația, creativitatea, starea de prezență conștientă, să practici tot ceea ce înseamnă mindfulness. E o modalitate extrem de bună de a gestiona depresia. De regulă, e vorba de acele strategii prin care nu ne biciuim, nu ne criticăm, asta este partea complicată: atunci când o minte s-a prietenit cu depresia, că avem impresia și credința că ceva nu este în regulă cu noi. Și pe măsură ce credem asta, nivelul nostru de energie scade, pe măsură ce credem asta, ne distanțăm și mai mult de oamenii din jur. Însă, sportul, arta, spiritualitatea, strategiile de mindfulness ne ajută să normalizăm, ne ajută să exteriorizăm, să externalizăm ceea ce se întâmplă cu noi. Sunt oameni, Mirela de exemplu, care ajung în depresie pentru că nu-și dau voie să se întâlnească cu emoția de furie și de frică. Și momentul în care eviți aceste emoții, la un moment dat a intrat într-un burnout, într-o epuizare psihologică și emoțională și tot ceea ce îți mai rămâne este tristețea. De asemenea, sunt oameni care au nevoie să-și explice aceste emoții de melancolie, de tristețe, de supărare, de dezamăgire și să-și permită să le simtă. Unul dintre filmele cele mai frumoase pentru copii care s-au făcut vreodată e Întors pe dos. Inside-out, acolo unde emoțiile principale, acolo unde personajele principale sunt de fapt niște emoții, cinci la număr și cea mai spectaculoasă dintre toate este tristețea. Iar mesajul filmului este foarte, foarte clar. Tristețea este emoția care pune în lumină bucuria. Dacă nu ar exista tristețe, bucuria nu ar avea atât de multă popularitate, atât de mult farmec. Din păcate, prima parte a emisiunii a zburat și din fericire, nu e atât de greu să vorbim despre da, depresie. Nu nu nu? nu, nu, nu. Și vreau să ne întoarcem, să vorbim despre depresiile postnatale, despre depresiile taților, despre depresiile mascate, despre uh, toate lucrurile pe care putem să le atingem în următoarea parte a emisiunii și să vedem ce spun oamenii pe care i-am întrebat astăzi cum gestionează tristețea, că din cât am înțeles de la tine, de la tristețe e un pas ca să exact. ajungem în depresie, așa că ne întoarcem în câteva minute și povestim despre felul în care oamenii reușesc să gestioneze tristețea. Când sunt tristă, reușesc să ies din această stare, uneori prin meditație, iar alteori ori uitându-mă la o comedie. Când sunt tristă, ies în natură, fac o plimbare sau fac o activitate care să-mi stimuleze creierul. Cel mai la îndemână lucru pe care pot să-l fac atunci când sunt tristă este să-mi pun echipamentul sport și să ies la alergat. Fie că dau o tură de parc, o tură în cartier sau în centru orașului, nu contează unde sunt la final de tine mă simt mult mai ok. Plus că și specialiștii spun acest lucru atunci când faci mișcare, ți se reduce nivelul de anxietate. par fiecare cu metoda lui de gestionare a tristeții. Da. Oricare din metode e valabilă? Atâta timp cât pentru noi funcționează și ne ajută, e strategia, poate, cea mai potrivită pentru a ne trăi viața și pentru a face față momentelor în care soarele apune. Tu ai întâlnit la cabinet doi oameni care să uh, aibă același tipar? Atunci când vine vorba de depresie, la asta te referi. Da. Sunt elemente care se regăsesc, de exemplu această stare de lipsă de energie, de lipsă de sens, de speranță, cerostare, viața, acestea sunt elemente comune, dar în același timp recunosc că fiecare ființă umană își trăiește și tristețea și bucuria într-un mod foarte diferit, într-un mod unic. Suntem asemănători dar în același timp suntem și diferiți. Hai că ne întoarcem după pauză să vorbim despre depresiile părinților, tinerilor părinți, pentru că există și uh, acest gen de depresie, și despre cum putem să-i ajutăm pe copiii noștri care se află în această situație. Ne-am întors la Europa FM, suntem la antrenorul părinților și astăzi cu gașpar vorbim despre depresie. Spuneam puțin mai devreme că vreau să atingem puțin despre care are legătură cu venirea pe lumea copilului. Și în ultimii ani se vorbește foarte mult despre depresia postnatală. Eu îți mărturisesc că nu țin minte să fi trecut prin ea. Eu am avut o stare de fericire în momentul în care am luat bebelușul în brațe și am plâns trei zile, dar mai degrabă o asociez cu o stare de beatitudine mm -hmm. decât nu nu cred că a fost o depresie mascată pentru că mi-am păstrat această stare de fericire pe tot parcursul uh, perioadei uh, de bebelușală. Mm. Am mai dar am întâlnit foarte multe persoane care din păcate uh, au trecut prin depresia postnatală. Ce e depresia postnatală? E o stare pe care unele mame pot să o aibă după venirea bebelușului pe lume e o stare care poate fi determinată de pierderile pe care mama le suferă, pentru că viața se schimbă radical pentru unele femei, își pierd rolul de femei de carieră, pentru o perioadă de timp de iubite. de iubite, posibilitatea de a avea grijă de nevoile lor, de întâlnirile cu prietenii, de a merge la un salon, de a... sunt, sunt atât de multe, într-adevăr, motivele de bucurie când se naște un copil, dar în același același timp, dacă sistemul relațional e mai sărac în ceea ce privește resursa umană, e o mare, mare provocare pentru părinți să pună deoparte tot trecutul lor și să se bucure doar de prezent care e de regulă doar despre copil. Și atunci când nu mai ai timp să dormi suficient de mult pe parcursul nopții, atunci când nu ai timp să mănânci, să te odihnești, să faci un duș, să zâmbești în momentul în care te aranjezi în oglindă. Să vezi un film. Exact. Îți dai seama că de fapt sursele tale sau resursele tale de până în momentul respectiv au dispărut și mintea se întâlnește cu starea de depresie. E posibil să se activeze această stare de depresie și să n-aibă cu aceste pierderi, ci cu uh, o explozie hormonală sau cu pierderi de anumite substanțe din corp. Are depresia Să-ți și... păstrezi viața socială, și cu toate astea, fără nicio explicație, să ai o stare de tristețe. Are depresia și o cauză biologică, fără doar și poate, însă experiența mea de psihoterapeut îmi arată că de multe ori e un fenomen mai complex de atât. Nu e doar biologia, e un cumul de factori care se pun în scenă și dacă e să. Mă refer și mai mult la observațiile mele clinice, Mirel, atunci aș putea spune că pierderile din prezent au această putere de a activa pierderile noastre din trecut pe care nu le-am conștientizat sau pe care nu le-am rezolvat. De aceea, lucrurile se pot complica uneori. Atunci când o persoană a suferit diferite experiențe de genul abuz. Despărțire, abandon. abandon, respingere, boală de variate feluri, și dacă nu au fost integrate aceste experiențe din punct de vedere psihologic, la un moment dat ne trezim în rolul de părinte și realizăm câte am pierdut, și vine trecutul peste noi. Vine ca un tsunami, vine ca o avalanșă care ne inundă, și nu mai știm exact cum să ne orientăm în lume. Este afectat copilul de starea de depresie a mamei? Fără doar și poate. Sunt studii de specialitate care ne arată că, inclusiv în perioada intrauterină, starea emoțională și psihologică a mamei are această forță de a afecta dezvoltarea fătului și, după aceea, traiectoria copilului în viață. De aceea, dacă societatea ar fi un pic mai generoasă cu femeile și ar avea un mai mare. Uh, mod prin care să le protejeze de stres, de experiențele negative, de efort în timpul sarcinii, am face un mare bine, nu doar pentru aceste femei, dar și pentru generațiile viitoare. Ok, asta ar putea să facă societatea, dar ce ar putea să facă ele, chiar ele, pentru a evita o astfel de situație? Responsabilitatea numărul unu pentru noi atunci când simțim că ne prăbușim este să cerem ajutor. Okay. Nimeni nu trebuie să se descurce singur. Noi, oamenii, din punctul meu de vedere, Mirela, nu am fost creați pentru a ne descurca singuri. Și avem nevoie să cerem ajutor de la cei mai apropiați, de la parteneri, de la părinți, de la frați, de la colegi, dar și de la specialiști, dacă vedem că sprijinul și suportul celor din jurul nostru nu mai este suficient pentru uh, provocările cu care noi ne confruntăm. De asemenea, sunt persoane care cer ajutor de la duhovnic, care cer ajutor de la un lider spiritual, indiferent de ce simțim că ne-ar putea ajuta, e mult mai benefic să mergem în direcția respectivă decât să ne lăsăm pierduți, furați în această stare de neputință și de neajutorare. Ce e cu depresia taților, postpartum? Despre ce e vorba? E o realitate, mm. e, e un fenomen uh, uh, care definește viața de familie în zilele noastre, pentru că nu doar femeile trec prin pierderi, ci și bărbații. Pierd din timpul lor, din resursele lor, își pierde foarte multe ori partenerele, relațiile intime, și depresia asta tipică bărbaților după ce femeile au născut e vizibilă în special în rândul acelor tați care se implică în viața de familie, care nu sunt indiferenți, care nu sunt distanți, care nu consideră că de fapt creșterea copilașului ar trebui să fie doar datoria mamei. Și mai mult decât atât, acești tați, Mirela, care se implică, au și posibilitatea de a depăși mai ușor acest baby blue, această stare depresivă, în comparație cu tații care se păstrează la distanță. Deci cumva, am putea spune că trecerea asta de la 2 la 3 declanșează și stări depresive, dar putea să reprezinte și leacul pentru depresie. Nici nu știu cum e mai bine. <laughs> să fie implicat sau să și să poate să devină o problemă la rândul lui sau să te lase în pace și măcar el să fie ok. Doamne, cât de complicate sunt lucrurile în situația asta și uh, cât de diferit le abordăm și da. ce experiențe diferite uh, trăim fiecare dintre noi. Ne trezim adulți că ne dăm seama că am trăit în casă cu părinți depresivi, care nici măcar n-au știut că sunt depresivi și nu știm de unde această tristețe foarte mare a oamenilor din jurul nostru. Da cum reușesc eu, adultul de astăzi, nu e cazul meu, să depășesc o stare de tristețe soră cu depresia, pentru că am fost crescută de o mamă care probabil a fost depresivă toată viața. Adevărul e, Mirela, că traumele părinților noștri, durerile părinților noștri, depresiile părinților noștri devin moștenirea noastră psihologică și emoțională cu care pornim în viață și e nevoie, aș îndrăznia spune, să ne trezim la realitate. Să avem această bunăvoință de a înțelege ce ține de noi, și ce ține de părinții noștri, de bunicii noștri. Fără un inventar personal, din punct de vedere psihologic, nu prea poți să vezi luminița de la capătul tunelului. Ai nevoie să te întorci un pic în timp și să analizezi oare cum a fost viața părinților mei atunci când eu m-am născut. Oare care au fost provocările și dificultățile părinților mei? Cum a fost pentru părinții mei atunci când eu am ajuns în perioada adolescenței? Și acolo deja pot, pot să-mi dau seama dacă sunt suficient de curios ce ține de mine, ce ține de părinții mei. Pentru că atunci când e vorba de ceva ce nu e al meu, corpul îmi transmite. Corpul îmi transmite prin faptul că se agită, prin faptul că e o încordare, prin faptul că e o greutate, și începutul e reprezentat de această trezire. După care e foarte, foarte important să realizez că părinții mei, bunicii mei, noi în diferite etape ale vieții noastre am făcut ceea ce am știut și ce am putut cel mai bine. Nu putem schimba trecutul însă putem acționa într un mod diferit în momentul prezent. Iar dacă în prezent realizez că sunt genul de persoană care nu are niciun fel de relație intimă cu universul interior, poate de aici ar fi de, de pornit următorul pas. Să-mi analizez un pic emoțiile, trăirile, să am o practică de igienă mentală seara când s-au încheiat toate activitățile importante, să-mi iau un jurnal de exemplu și să-mi notez care au fost momentele dificile, dar și care sunt acele 3-4 lucruri pentru care sunt recunoscător. Sunt multe studii de specialitate care ne arată că un astfel de exercițiu al recunoștinței ține de Depresia la distanță. Un astfel de exercițiu ale recunoștinței ne ajută cumva să facem față mai bine provocărilor vieții. Cum le vorbim copiilor despre depresia oamenilor apropiați? Cum îi spui unui copil că mama lui are o problemă? Ce vârstă are copilașul? 7-8 ani. Deci e un uh, copilaj de 7-8 anișori, asta înseamnă că el e deja în acea perioadă a vieții lui, în care ce se întâmplă în afara familiei devine un pic mai interesant decât ce se întâmplă în interiorul familiei, dar cu toate acestea starea lui de bine depinde de starea de bine a părinților. Uh, efectiv, așa cum îi spunem unui copil că mama este răcită. Sau, așa cum îi spunem unui copil, că mama are de făcut o intervenție stomatologică sau are de trecut printr-o orice altă situație medicală, la fel e și cu psihicul nostru. Doar pentru că e invizibil nu înseamnă că el nu există. Iar copiii înțeleg atunci când părinții sunt răciți copiii înțeleg atunci când părinții au avut COVID. Și au luxat piciorul. Exact, nu e, nu e neapărat simplu, dar ne putem adapta. Mai mult decât atât, majoritatea copiilor. Mirela, în special cei de sub șapte ani, atunci când văd că părinților suferă, își activează empatia și compasiunea. Simt cumva nevoia să facă ceva pentru a alina disconfortul părinților și vor pregăti un ceai cald, vor avea grijă ca mama să mănânce liniștită, să nu facă gălăgie prea multă. Nu e nevoie să-i rivăm pe copii de posibilitatea de a înțelege realitatea. Dacă nu le spunem realitatea, există riscul să se simtă vinovați pentru felul în care se simte mama. De cele mai multe ori se întâmplă asta. Copilașii au această tendință de a fi în această lume într-un mod egocentric. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă lucrurile sunt ok în afara mea, credința de bază e că eu sunt minunat și extraordinar. însă dacă lucrurile sunt uh, definite de durere și de suferință în afara mea, în exteriorul meu, din nou apare credința că e din cauza mea, că ceva nu este în regulă cu mine, că poate nu am fost suficient de cuminte, suficient de bun. Și uite, mama s-a îmbolnăvit, uite, mama e tristă. E E supărată și asta nu face altceva decât să activeze ceea ce psihologia numește o traumă, o pierdere a conexiunii copilului cu propria persoană și cu propriul corp. Uite că vorbim despre depresie și vorbim despre depresia în cazul copiilor, despre depresia în cazul părinților, pentru că antrenorul părinților este în primul rând despre relațiile dintre părinți și copii. Dar N-aș vrea să mergem mai departe fără să ne oprim puțin asupra adolescenților, unde de cele mai multe ori avem de-a face cu depresii mascate, pentru că nu ne dăm seama cât e suferință și cât e altceva din atitudinea pe care ei o au, care sunt simptomele, cum ar putea un părinte de adolescent să realizeze dacă are acasă un copil care are nevoie de ajutor și nu știe să-l ceară sau pur și simplu trece prin această perioadă adolescentină și o să treacă? E bine să fie un părinte atent și curios, pentru că majoritatea adolescenților atunci când se confrunt cu depresia se însingurează se izolează, se distanțează, pierd conexiunea cu prietenii, cu colegii, cu activitățile care le făceau plăcere și în momentul în care văd că al meu adolescent e într-o stare proastă, ar spune părinții de, de adolescenți, nu mă mai pot înțelege cu el, e tot timpul... Refuză comunicarea. Exact, e mai negativist. Sălbatic, ta, mm -hmm, da. da. E da. sălbatică, face. În, în momentul respectiv ar fi bine să mă uit cum funcționează adolescentul în alte relații și dacă văd că peste tot e prezent această dificultate de a interacționa, acesta este un semnal de alarmă. Dacă văd că doar în relația cu mine este greu <răzări> și, și doar, e doar cu mine e, e sălbatic, doar adolescent. <răzări> dar vin prietenii în vizită, vorbește cu prietenii, există schimburi de mesaje, pierde nopțile, iese la petreceri și așa mai departe, acolo risc s-ar putea să nu fie atât de mari și să nu fie vorba pot adolescenții de o să folosesc aceste arme atunci când n-au chef să fie în acord cu părinții? Pot, însă cred că doar în condițiile în care au învățat că nu pot fi autentici în prezența părinților. Am înțeles. Dacă au învățat că nu există încredere în părinți pentru că părinții nu cred de realitatea adolescentului, atunci da, se pot implica în comportamente de manipulare. Primul pas este să devenim curioși și atenți la ce se întâmplă cu copiii noștri în mai multe domenii ale vieții lor. Să întrebăm pe profesori, să întrebăm. Al doilea pe... pas este să cerem ajutor. Da. Oricui? Să cerem ajutor unei persoane în care avem încredere. Poate fi medicul de familie, poate fi duhovnicul, poate fi un psiholog, poate mai putem fi un să consilier facem ceva? școlar. Sigur că da, mai putem să vorbim la nivelul familiei despre emoțiile dificile. yeah <laughs> despre faptul că e firesc și normal atunci când ai pierdut ceva să te simți trist, despre faptul că e perfect în regulă, exact așa cum ai punctat și tu, Mirela, să ai o zi proastă, o zi în care să nu ai același randament, să nu fii la fel de performant ca în alte zile. De asemenea, ne putem implica în comportamente care să fie în favoarea celor din jur. Voluntariatul, de exemplu, sunt studii de specialitate care, care ne arată foarte clar că cei oameni cărora le pasă de cei din jur, but <laughs> Pot ține mai ușor depresia la distanță sau se pot recupera după perioadele de depresie? www.fundațiazurli.ro Vă aștept cu brațele deschise să faceți voluntariat în campaniile noastre. Suntem în plină desfășurare a campaniei Încalță un copil de toamnă și uh, îi văd pe cei care vin și lucrează împreună cu noi ca o stare de entuziasm și se, se molipsesc din bucuria cu da, care noi facem încarcă lucruri. Se încearcă cu energie. da. Și de asemenea este foarte important în depresie la să nu credem tot ceea ce ne spune mintea. Pentru că o minte depresivă sau o minte anxioasă În general, spune să nu credem tot ce ne spune mintea. Da, da, da. În general, să nu credem asta. Gașpar, invit pe ascultătorii noștri să intre pe antrenorul părinților pe Facebook și să ne răspundă la întrebarea cum gestionează stările de tristețe ca da. ele să nu se transforme depresie. în depresii. Eu le ofer și astăzi cu drag dincolo de parenting și teorii. Uh, editată de Bookzon cu discuțiile noastre de la antrenorul părinților și tu ai venit acolo cu ceva foarte interesant. Am venit probabil cu cea mai amuzantă carte despre depresie și titlul ei e destul de atipic. Cum să bagi depresia în depresie. 40 de modalități prin care să redevis Stăpân pe viața ta și vreau să spun că sunt 40 de modalități despre care rar citim în cărțile de psihologie și de psihoterapie. Iar autorul James Wheat, Mirela, de voie să spun, e un bărbat care se confruntă cu depresia de foarte mult timp și care a găsit aceste 40 de strategii ca fiind modalități prin care poate să-și îndulcească un pic stare atunci când e depresia foarte apăsătoare. Mulțumesc foarte mult! O mulțumesc să păstrez cartea până o trimită în câștigătorului să mă uit și eu peste ea. Și mulțumesc pentru curajul de a aborda acest subiect, Mirela. Știu că n-a fost simplu și nu a fost ușor, dar te-ai descurcat foarte, foarte bine. N-a fost simplu pentru că exact cum spuneai la începutul acestei emisiuni, temperamentul meu este unul foarte plin de viață și chiar n-aș vrea să închidem emisiunea fără să, să lămurim asta, pentru că în jurul meu Există foarte mulți oameni care au o construcție depresivă. E o stare mai melancolică, da, un da, fond da, depresiv. Da, adică da, da, adică nu se implică foarte tare, nu se agită <laughs> foarte mult. Pe mine știu cum mă gestionezi. Dacă vrei să rămân lângă tine, atunci când mă apucă mersul și venitul, stai și ai răbdare că mă întorc, mă duc și vin. Dar ce facem atunci când avem de a face cu oameni ca tine? Uh -huh. Cum îi gestionăm? uite sunt câteva strategii care sunt tot așa tipice în psihologie de exemplu atunci când eu sunt trist cel mai bun mod de a fi alături de mine e să ascultăm câteva piese de a lui Leonard Cohen, împreună, fără să vorbim, doar să fii lângă mine. Poate să mă iei de mână și să te conectezi cu gașpar altfel decât prin cuvinte, mai degrabă energetic, prin deschidere, curiozitate. Asta este o bună modalitate de a fi alături de oamenii okay, care au un fond depresiv. Nu sunt cu tine, sunt cu altcineva și nu-i place neapărat Leonard. Putem asculta muzica pe care o preferă okay, persoana respectivă muzică sau? și de regulă oamenii melancolici iubesc această muzică tristă sau putem citi povești triste povești care să uh, ne permită să trăim toate acele emoții despre care mintea ne spune că nu ar trebui să le simțim. Dar nu te iau eu la un spectacol cu Zurli. E și asta o variantă, însă e mult mai benefică pentru cei ca tine. Pentru cei ca mine e nevoie de strategii un pic mai blânde. Uite de ce eu cu gașpar niciodată, niciodată, nu spun niciodată, dar nu vom face casă împreună, pentru că n-am găsit acea linie de în, mijlocul, în schimb avem o relație de prietenie o, foarte super, frumoasă. Superbă, minunată, o ador așa să rămână. Mulțumesc mult, Gașpar. Mulțumesc și eu. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci îți doresc o săptămână minunată și o toamnă excelentă. și cât mai puțină tristețe în viața ta. Dragi ascultători, sunteți la Europa FM, rămâneți alături de colegii noștri, o duminică frumoasă și intrați pe zurli.ro, intrați pe fundația zurli.ro și participați la campania Încalță un copil de toamnă, pentru că mai avem puțin timp în care vrem să strângem peste 10.000 de perechi de ghetuțe și avem nevoie de fiecare dintre voi. Mirela Retecan și Gaspar Gheorghi Antrenorul părinților la Europa FM.